Salut, camarazi, o să vă vorbesc iarăși astăzi despre OZN-uri și fenomene paranormale ciudate pentru noi. O dispariție. La 13 septembrie 1990, un obiect mare al cărui semnal radar, care semăna cu un bombardier strategic, s-a apropiat de o stație radar în regiunea militară Volga-Ural. Radarul l-a detectat și apoi s-a defectat brusc. OZN-ul părea a înghiți undele sale de la o distanță scurtă, apoi ecranele au rămas goale. Ofițerii radariști, printre ei și majorul Tuplin, comandant de tur, au părăsit adăpostul subteran deasupra observând un obiect triunghiular. Era negru, fiecare parte a lui măsura 15 metri, fără uși sau hublouri pe nicio parte. Obiectul a emis trei raze luminoase albăstrui în sus, a aterizat nu departe. Apoi o explozie dintr-o parte a sa a fost urmată de o rază, iar antena de oțel a stației radar a fost incendiată. Caporalul Dudnic i-a oprit pe soldați să tragă în OZN. Obiectul a aterizat acolo, unde a rămas timp de peste o oră. Apoi a ieșit la iveală că două santinele, caporalul Blazis și soldatul Varenița, au dispărut. Ei au reapărut mai târziu, uimiți că tovarășii lor îi căutaseră, ei nu erau conștienți de faptul că au lipsit. Ancheta care a rezultat a dezvăluit că ceasurile lor s-au oprit și, în mod inexplicabil, numerele de serie de la armele lor au dispărut, iar amândoi au jurat că erau la posturile lor. Cazul a fost investigat de către capitanul Ruzit, reporter al ziarului Zarodinu, purtător de cuvânt al oficialului regiunii militare. Înainte de sosirea lui Igor Baturin, un ufolog, șeful răspunzător de apărare aeriană a regiunii, anunța că nimic de acest fel nu se întâmplase la stația radar, iar problema a fost mușamalizată. Apariția glasnostului Gorbaciov a condus la numeroase dezvăluiri despre OZN-uri, cum ar fi reperarea de la mediatizată de la poligonul de tragere și lansări cu rachete de la Capustiniar din 1979. OZN-ul a plutit fără zgomot, apoi și-a reluat mișcările. Viteza sa era de trei ori mai mare decât cea a unui avion de vânătoare modern. Cu cât era mai mare viteza sa, cu atât mai luminoase au devenit luminile laterale. OZN-ul i-a impresionat pe generalii sovietici, potrivit comandamentului suprem al Forțelor de Apărare Aeriană și al Armatei Sovietice, Ivan Tretiak, ministrul adjunct al apărării la acel moment, s-a abținut să îl atace, deoarece era posibil ca OZN-ul să fi posedat o capacitate formidabilă de represalii. În ziarul TRU din august 1992, generalul Evgeni Tarosev a declarat că realitatea OZN-ului este dincolo de orice îndoială. Ceea ce este curios, sprijinind alte rapoarte militare despre OZN, este faptul că radarele de la bord ale avioanelor de vânătoare nu au putut înregistra OZN-ul. În același timp, Tretiak a refuzat să vorbească despre OZN-ul, deși nu s-ar fi cerut să certifice referințe cu privire la natura obiectului. Generalul colonel Maximov, un expert în programul spațial sovietic, a declarat că forțele armate sovietice au primit instrucțiuni speciale pentru a informa instituțiile principale despre aparițiile OZN-ului. Astfel de institute s-au stabilit în toate ramurile și fiecare a avut grupul de lucruri pentru a studia informațiile primite. În 1993 a existat o altă confirmare interesantă la nivel înalt cu privire la OZN-uri. De data aceasta a venit de la generalul colonel Ivanov, comandantul Forțelor Spațiale Militare. El a fost intervievat de un ziar rus foarte respectat, Argumenti i facti, în timpul căruia a recunoscut existența unui institut militar pentru studii OZN. Colonelul German Kolchin a relatat despre interesul armatei cu privire la OZN-ul în ziarul Anomalia.
El și-a amintit o conversație cu generalul colonel Sapkov, care i-a spus lui Kolchin despre OZN-ul eliptic verde aprins care a plutit deasupra ariei de testare racheta de la Capustiniar în noiembrie 79, în timpul încercărilor secrete de tehnologie, de cercări secrete de tehnologie militară nouă. OZN-ul a fost observat de Sapkov și de alt ofițer. El își schimba nuanțele și a plutit timp 30 de minute deasupra zonei secrete de testare a rachetelor. Dar 7 ani mai târziu, generalul colonel Sapkov s-a observat chiar același tip de OZN, tot peste Capustiniar. Ofițerii l-au asigurat pe Sapkov că fenomenul este observat în mod frecvent în zona de testare, adică unde testau rușii rachetele, veneau și ozeniștii. În luna august 92, în ziarul Trud, generalul Evgeni Tarosev, președinte al Comitetului Științific și Tehnic al CSI, a declarat că OZN-urile sunt reale, dincolo de orice îndoială. Aceasta este de natură fizică a unui fenomen care este necunoscut. Sper că v-a plăcut, vă pup cu drag, pa, camarazi!